Bună ziua! Pentru astăzi vreau să pregătesc un desert, o prăjiturică cu nectarine sau piersici, ce aveți. Trece vara și am poftă de o prăjiturică aromată. Pentru aceasta avem nevoie de 3 ouă, 3 linguri de zahăr, 4-5 nectarine sau piersici, iaurt de fructe sau de care aveți voi, da? Praf de copt. Avem nevoie de 200 de grame de unt, vanilie, un pic de sare și 350-400 de grame de făină. Pentru început vom pune untul la topit, vom bate ouăle cu zahărul și sarea. O să adaug zahărul. Iaurt puneți cât vreți dumneavoastră. Eu am să pun undeva la 200 de grame de iaurt. Batem bine, bine ouăle, zahărul și sarea. Vom adăuga untul și amestecăm bine, bine, bine. După care vom pune și iaurtul. Iaurt puteți puneți de care vreți, eu am de fructe. Așa și vom mesteca foarte, foarte bine, da? Vom adăuga un pic de vanilie, praf de copt neapărat și făină. Vedeți cât cuprinde. Da, și mestecați până obțineți o masă, da? Iată, așa am mai ieșit mie. Mie mi-arată un aluat mult mai galben și mai frumos. Nu știu de ce. Acum o vom transfera în tavă. Iată, așa eu am pus-o aici. Acum voi pune și voi așeza nectarinele sau piersici, ce aveți. Așa, una lângă alta, să fie o prăjitură foarte aromată, da? Până le aranjăm pe toate. Așa am pus-o. Acum am încins cuptorul la 185 grade și o vom lăsa 20-25, maxim 30 de minute, depinde de cuptorul dumneavoastră.